Eu trebuie să respect legea. În același timp, să nu uităm că acolo au fost doi directori care au furat și care sunt în clipa asta închiși. N-au reușit să facă această casă. Dacă nu se va da o hotărâre de guvern să treacă la primărie, probabil că va rămâne un morman aici de molozi.